Banii alocați prin acest program se vor împărți în două direcții. 150.000 de lei au fost alocați către Fundația Comunitară Vâlcea, care are la activ numeroase proiecte civice și care va folosi banii pentru crearea unui hub educațional, în cadrul căruia se vor organiza gratuit în perioada septembrie 2022-februarie 2023 ateliere de educație de mediu în școlile și liceele din Râmnicu-Vâlcea. Diferența de bani, respectiv 95.000 de lei, va fi utilizată pentru finanțarea unor proiecte depuse de organizațiile non-guvernamentale, neafiliate politic, grupurile de inițiativă și instituțiile de învățământ prin asociațiile de părinți sau profesori sau grupurile de inițiativă din aceste instituții. În acest caz, se fac înscrieri până pe data de 17 iulie 2022. Proiectele propuse pentru finanțare trebuie să aibă ca scop activarea și revitalizarea comunității vâlcene în domeniul mediului și al educației. Inițiativele care abordează subiecte precum colectarea separată, reciclare, biodiversitate, mobilitate urbană, alături de alte inițiative inovative din domeniile menționate, pot primi finanțare și mentorate pe parcursul implementării.